Mircea Toptav. E bine că mă regăsești iar și iar. Deci îmi dă curan, îmi dă șocuri. Mare apa. Dă-ți drumul. Și care ce îți place la tine? Sunt o persoană normală, celebrisime. Ai avut vreodată vreo întâlnire cu o persoană pe care ai cunoscut-o pe internet? Nu, de ce? S-a întâmplat să te trezești a doua zi lângă cineva și să nu-ți mai amintești cine e? Nu mă întreba. Există vreo știre pe care ai vrea să o ștergi? Ai vreo întrebare? Sunt persoane din media pe care nu le suporți? Nu cred că poate fi spus la televizor. Vreau să știu dacă sunt secrete din showbiz pe care nu le-ai dezvăluit niciodată. Da. Dacă ai spune tot ce știi, ai pune în dificultate multe persoane? Minți des? Pornoiesc. Amin. Că ai suferit vreodată în viața ta din dragoste. Bine v-am găsit, dragii mei, mi-a fost tare dor de voi. Bine te-am găsit, Mircea. Bine te-am regăsit, Octav. Doamne ajută, bine cum se aude asta. Bine te-am regăsit, e bine că mă regăsești iar și iar. Auzi, dar mare nu te albastră. Bucuri că alături de noi avem și domeniile Davidescu? Cu un vin alb potrivit pentru temperaturile de afară care încep să crească pentru zilele astea. Încet vine vara, mai terminați cu acest intro-ul deja. Eu sunt ușor electrocutat. A fost bun și la obiect, Mircea Zara. A, mersi, dragă, Bianca. Da. Deosebita mea, păpușa mea. Of, Doamne. Regina noastră. Of, Doamne. A doua regină. A doua regină. Da, că prima e... Regina a doi, că regina e first, e regina. Da. Bine, ai regina regească. N-ai cum. Da, ai corect, regina regească. Toată lumea iubește. Bă, dar de ce m-ați electrocutat? Deci, Mircea, ești pregătit? Pentru? Pentru, avem niște întrebări, trebuie să răspunzi musai corect la ele, că dacă nu vei fi curentat și aici amendat, pentru că funcționează, ce crezi? Deci îmi dă guran, îmi dă șocuri, deci neonazii! Ia uite-l! Dar până atunci, Octav, te rog să deschizi și o sticlă de vin. Așa, și ca la voi! Ia una de asta, ia să vedem, hai că eu mă ocup până atunci. Hai, cu întrebările. Tu ia-l pe... Ia-mă la trei. Ce ai mai făcut în ultima perioadă? Ce nu știm despre tine? Ce nu știi despre mine? Știi câte curiozități am? Ia, păi dă-le drumul. Infinite multe. Dă-le drumul. Păi vreau să-mi spui sau ce mai făcut. Cum ar spune românul, dă-ți drumul. Și care este viața ta în ultimul timp? Viața mea? Da. Păi, după cum se întâmplă de vreo 23 de ani, o emisiune pe care o am și anume pe un post de televiziune muzical. Okay. Nu o să-i dau numele postului, că așa se cade din câte știu, nu? Corect? Da. Tu, dă, că oricum punem bip, adică... Adică, decât să dai bip, da, exact. Poate eu am zis una și tu zici alta și exact. Dai bipul și îmi pui la păgurița. La acel post, în continuare, de 23 de ani emisiunea, continuăm, mergem, călătorim, vedem, aducem în atenția tuturor locații absolut superbe de peste tot din România, unde ei să-și petreacă timpul liber, așa cum cred de cuvinț. Foarte tare! De 23 de ani asta fac. Pe la mare post? Încerc să evit Marea Neagră, e foarte urât tot ceea ce este la Marea Neagră. Serios? Din păcate. Așa ți se pare acum? Enorm. Dar de ce ție, nu? Sau cum? Depinde. Coclaul ăla și șantierul ăla nesfârșit. Acum nu mai îmi place nici mie plaja, sincer să fiu. Nu, plaja, degeaba spuneți, plaja este superbă. Hai noroc. Hai noroc, Doamne ajută. Noroc, Doamne bine ajută. V-am găsit. Să fim, pe la mare, pe la rivieră, pe unde vreți voi. Să dăm o guriță, că altfel și că e cu păcat, trebuie să bei. Trebuie să da, bei. Eu, o gură, trebuie să-l moi. Moi acolo, că să ne iasă cu riviera franceză, Bianca. Tu ai păcatul. Da, da, Bianca, vreau să mergem pe riviera franceză, acolo vreau să avem casă. Iar secret pe Monaco al nostru. Da, ăla-i. Asta spun, plaja. Hai, gata, începem. Da, gata, începem. Concentrează-te. Da. A, deci până acum ce am făcut? Nu, de că vorbeam de plaja, de mamaia, ce ai mai luat-o pe asta cu plaja? Hai, spune-mi cu plaja și... Plaja foarte mișto. Da. Din punctul meu de vedere, super ok. În schimb, ce este dincolo de plajă, da, frate, spatele plajei. Plaja ok, dar ai un kilometru, dacă ai nevoie de o apă sau dacă de o toaletă, ce faci? Dacă vă duceți mâncavașochii voștri pe Maldive, pe Bahamasuri, nu e niciunde draci, laci, hai termină-te! Și mergeți câte 2 km pe plajă până ajungi la ocean. Și acolo nu mai avem pretenții. Acolo spunem, păi da, sunt în Maldive, Marea Albastră e superbă. La fel de albastră și Marea Neagră. Iar distanța de la plajă până la luciul apei e destul de mică cât să te facă să mai faci și gamba frumoasă, că mersul pe jos face piciorul. Eu ziceam doar dacă ai nevoie de o apă sau de o toaletă. Păi da, o iei după tine. Care-i problema? Pe vechi.
Așa. Eu știu cu frigorifica. Aia mică, deci, lăduța. Ești frumos cu frigorifica, lădița, lădița. Am și înțeles, de acolo. Și vezi că voi că vorbiți mai mult ca mine. Parcă sunt două mulieri. Bianco, păi da, ce dracu. Ideea e că inclusiv la lădițele astea, dacă vrei figuri și stil, ai niște lădițe frigorifice absolut senzaționale. Super fancy și de la branduri celebrisime, cu care poți să te lauzi, că știm că asta e motivul multora de se duc la Mamaia. A se rupe și anume în Bășin, pe litoralul românesc, care mi se pare de toată jena. Mai bine te rupi în aceleași Bășin, dacă vrei, chiar la vecinii noștri bulgari, unde, într-adevăr, condițiile sunt net superioare. E, așa, mai bine te duci la turci, unde condițiile sunt extra net mai spus de superioare. Adică deci, nu Antalya, există mare ca la turci, Bodrum, nu există nici în Dubai. Absolut, nici Bodrum, Mizmiru, Antalya, într-adevăr, jos pălăria. N-am avut, cum să zic, îndrăzneala să ne comparăm cu turcii. N-am cum. Turcii sunt în cer. Noi suntem încă pe sub pământ. Încă încercăm să scoatem capul, să zicem facem și noi turism. Ne punem încă întrebarea dacă facem. Facem și noi emisiune? Poți să întreb și eu lucruri? Hai, bag. Bun, bun. Bagă vreau să știu. Mea. Ascultă. Zi, dacă zi, este ceva care nu-ți place la tine. Dacă este ceva ce nu-mi place la mine? Aha. Haide, trebuie să te gândești. Nu, am mințit. De ce am mințit? Ai ceva ce nu-ți place ceva la tine, nu știu, fizic, că îmbătrânesc. Că... unde îmbătrânești? Că ești la fel de când te știu. Da. Nu, că îmbătrânim, nu, chiar nu îmbătrânești. Dacă nu-ți place ceva la tine, dacă ai vrea să schimbi. De schimbat, nu. Nu știu, ca și caracter, ca și nimic, totul, te iubești mult. Bravo. Adică nu mă iubesc, nu sunt foarte, nu am chestia asta de narcisism, de... Zic că sunt ok, că sunt o persoană normală, așa cum consider eu a fi normalul. Nu, da. Ok, că alții zic că nu. Dar nu contează, și-am boxează. Ideea e că eu așa mă consider și mie mi-e bine, mi-a fost bine. Dacă nu mi-era bine, n-ajungeam la 58 de ani, pe care îi împlinesc undeva în septembrie. 38 aș fi dat. Să rămână abodat prost, da, să fie da, primit, auză-o, Doamne, da, și ține-o în viață și cu putere și sănătate, zic. Bun. Altfel, zic eu că n-ajungeam la 58 de ani, așa cum mă vedeți acum, în fața voastră, aici, să stăm de vorbă liniștiți, frumoși, eleganți. Nu, el a fost la și cu adevăr un gură. Da. Cu adevăr un gură, că altfel apropo de asta, mă electrocutează. La fiecare durare. Întrebare trebuie să-mi răspunzi prima oară cu da sau cu nu. Okay. Și apoi dezvoltăm, pentru că pe mine mă interesează și ce spune Octav. Da. Da, okay. Care, deși da, știu că okay. Sunteți prieteni. Ok, ia, ia, ia. Nu, că aici ești la muncă. Nu, de suntem certați, deci da, nu știu, mă, ne-am supărat, pentru bine, că da. Eu... De da, pentru că se duce mai mult la Bravo Isil în loc să aibă grijă de emisiunea asta. Bun, acum vreau să știu, dacă mi-ai spus că totul îți place la tine, vreau să-mi spui ce îți place la tine. Dă-ne trei exemple. Sinceritate. Bun. Sinceritate. De trei ori? Că de trei ori sincer. De trei ori sinceritate. Îmi place că ești vesel. Păi, vesel sunt. Expansiv asta, nebunie. Dă-mi trei exemple, că sunt sigură că ai foarte multe calități. Asta nu-mi plac. Nu sunt genul care să-mi scot eu în față calitățile. Îi las pe ceilalți să le descopere. Da, eu sunt descopere. De acord. Am avut o discuție cu cineva și vorbeam... Lauda la de sine general, nu mi-a lăsat bine. Spui, eu sunt numărul 1, eu sunt cea mai frumoasă, eu sunt cea mai deșteaptă, e clar că ceva nu funcționează dacă not my style, not nevoia my style. Să epatezi. Nu îmi place să epatez. Da. Recunosc. Sunt de genul meu la modest, poftim. Modest, da, sincer, modest. Modestia și... e brățară de aur. Corect. Și aș putea spune cumpătat. Hai să zic cumpătat, pentru că nu spar chiar banii așa cu nemiluita. Nu-mi plac jocurile de noroc. Nu merg la mare să mă sparg în Bășini. Nu-mi place să beau. Drept care sunt foarte econom din punctul ăsta de vedere. Adică cineva, dacă ar fi să trăiască cu mine, bogăție la casa omului aș fi eu, nu sărăcie la casa omului. Vezi, mă, deci și eu am preluat-o, gata. Eu sunt la fel, cumpătat. Și ce s-a întâmplat cu tine, că tot așa ai rămas mai... Mi-a mai plăcut, uite, vinul de la Davidescu. Hai să fie primit, zic, dă-mi coa. Mi-a plăcut cu vinul și bine v-am găsit, din nou, again, mamă, să fie bucurie, să fie veselie. Domeniile Davidescu, vă mulțumim că sunteți alături de noi și în frumoasa emisiune de astăzi. Fii atent că acum vine o întrebare mai picantă, așa. Bine, hai că mă pregătesc, stai să-mi rid. Fii atent, își citesc. Fii atent. Zi. Înainte de a declara public că ești de altă orientare sexuală... N-am declarat public încă niciodată. Ți-a fost frică?
Nu mi-a fost frică că eu n-am declarat public niciodată. Nu? Asta am spus-o și am repetat-o. Presa așa a spus, inclusiv la Mihaela Tatu în emisiune la De trei ori femeie. Ea tot încerca și încerca marea cu degetul, zic, sora mea, nu cred că ai găsit fraierul, dar eu nu sunt genul căruia să-i și placă să trâmbițeze chestia asta. Nu sunt genul. Am înțeles. E treaba mea ce fac între patru pereți. Ce, cum, în ce fel, cu cine, de ce culoare și de ce variantă, e treaba noastră. Și treaba ta e ceea ce faci între patru pereți cu iubitul tău, tu între patru pereți cu iubita ta. Hai să nu mai zicem că e o perioadă dificilă în viață, Zara. Iar ești singur? Bă, băiatule, de ce mă gândeam ce frumos e cu între patru ce pereți. Ce frumoasă este viața. Cu cine, că mi-ai distrus viața, nu mai cine, știu. Eu? Nu tu, în general, că nu mai am și eu cu cine să fac în patru pereți ceva. Păi întreabă-o pe Bianca, poate are o prietenă. Nu mă ajută nu că... recomand, nu. Nu recomanzi? Să ia domeniile Davidescu acasă, dar ok. Da, spun. N-am declarat niciodată public. Precum au făcut-o alții, Răposatul Răzvan Ciobanu, Mircea Solcanu, mulți, mulți, mulți. Sunt de acord, bravo lor, e opinia lor, e alegerea lor. Nu interesează pe nimeni ce sunt și cum sunt. Important e ceea ce am de oferit. Produsul pe care eu sau ceea ce eu am de oferit societății. Asta să intereseze societatea. Nu ce fac eu în pat. Da, exact. Bine, asta exact. Clar nu te... Vreau să știu dacă în viața ta ai avut vreun moment penibil în fața telespectatorilor. În fața telespectatorilor? În timpul unei emisiuni. Da, în timpul unei emisiuni să ți se întâmple ceva, nu știu. Nu, nu, niciodată, nu. Nu? Te-a ferit Dumnezeu de așa ceva? Doamne, ajută. Mă, nu-n direct nimic, nu. Să te bâlbâi, să... Nu, niciodată. Audă. Sau dacă cumva ți se întâmplă vreodată, îți spune Manda, încearcă să nu accentuezi momentul. Ai trecut, dacă e în direct, Doamne, ajută să fie în direct. A ieșit gâlma pe gură, beleaua pe ce-o fi, s-a rupt tocul, tu te faci că n-ai tocul rupt, mergi mai departe, zâmbitoare, ai trecut. Asta spun, deci treci... Și nu accentuezi momentul, nu punctezi momentul. Ai scos ceva pe gură, nașpa, ok, bine scos în direct. Da. La montaj, adică n-ai cum acolo să scot, că e montaj, nu? Nu e emisiune înregistrată. Nu, că subscriu, că aici fiind înregistrată, eu de-aia nu prea vorbesc în emisiune, pentru că numai prostii scot. Și atunci te tai foarte mult. Exact. Le scot eu azi pentru tine. Bun. Asta zic, n-am avut parte, cel puțin în emisiunile live la care am luat parte, am participat, am prezentat, etc., nu mi s-a întâmplat niciodată nimic. Bă, bravo ție, de ce norocos, doamne? Ce, ți s-a rupt tocul în emisiune? Dar nu numai asta, mi s-a rupt rochia, tocul, m-am bâlbâit. Și ce ai făcut? Nu lasă cu bâlba, dar cu tocul. Am făcut haz de necaz. A, da? Așa ce nu trebuia, trebuia să arunci pantofii. Eu sunt o persoană demnă și am trecut imediat peste, știi? Și... Da? Aruncai pantofii din picioare și rămâneai în cea da, am pățit și asta, am făcut. Am pățit și asta. Nu trebuie să conteze momentul, nu trebuie să te demoralizeze situația în momentul acela, sub nicio formă. Ai trecut zâmbetul pe buze, că de-aia ești la TV, de-aia ți-ai dorit să fii da, în fața exact, micilor exact. Ecrane. Exact. Telespectatorul nu trebuie să simtă momentul tău de dificultate. Neam nu trebuie să simtă. Da. Bun. Hai. Vreau să știu. Ai avut vreodată vreo întâlnire cu o persoană pe care ai cunoscut-o pe internet și ai descoperit că în realitate nu seamănă deloc cu pozele? Nu? Pentru că trebuie să fii puțin tembel să... Noi am crescut într-o epocă în care, mă rog, copilăria, tinereța mea, noi n-am avut parte de internet, de povești de genul, de telefonie mobilă, nici... Da. Nu, mă refer, da, acum dacă interacționez cu generația nouă, care cu toții ideea că folosesc... Noi, bine de rău, da. Mai avem o leacă de creier. Da. Nu te duci cu ochii închiși, cu capul înainte, primul sosit, primul servit, înțelegi? Adică, ok... îl iei și-l zguduri nițel, îl iei și-l scuturi, vezi ce afli, vezi cum e, nu e. Eu mă refer și la persoanele cu care interacționez prin prisma jobului pe care l-ai. Nu, nu. Adică cu cine interacționez, aia sunt pe care știu și care eu vorbesc de obicei sau se întâmplă să ajungem să vorbim. Dar în general nu, n-am avut astfel de surprize neplăcute. Nu. Mă, ce drăguț! V-am zis că nu mint. Gurane, arunc cu sticla după tine să moară cea mai scumpă acum casă. Vorbim despre vacanțe. De vacanțe, asta ai fost la Ibița. Aici e capitolul ei favorit al Biancăi, vacanțe. Da, n-am mai fost într-o vacanță de nu mai știu. Când ai fost ultima oară?
În ianuarie. O, oh, că n-am mai fost în într-o decembrie. Vacanță. Te spun eu, n-am mai fost de anul trecut într-o vacanță. Păi tu ești tot timpul într-o vacanță. Așa e. Să mor dacă nu arunc. Să dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului. Vorbesc ăștia doi, eu nu știu ce deci, caut aici. Deci weekend de weekend de pleca pe undeva, bă, frate. Că ei oricum se întreabă între ei. Da, nu. Bun, fii atent, fii atent. Ai fost la Ibița. Yes. S-a întâmplat să te trezești de milioane de ori. Nu chiar. S-a întâmplat să te trezești a doua zi lângă cineva și să nu-ți mai amintești cine e? Cum nu-mi place să beau alcool sub nicio formă, nici să mă droghez, știu lângă cine mă trezesc, la ce oră mă trezesc și tot ceea ce fac în seara respectivă. Deci, nu. Nu. Deci nu, bă, frate. Băi, bravo, Mircea. Până acum ești foarte cuminte, dar acum se explică, adică vârsta care o ai cu cum arăți, n-are nicio legătură vârsta cum ești tu. Tânăr, fresh. Asta e spiritul, asta e ceea ce... Energic, corect. Cum să spune, Gurane, ajută-mă, e vârsta... Înțelepciunii. Nu, lasă-mă, dracu, cu înțelepciunii. Vârsta... Sufletului. Ai denărit sufletul, e un alt termen și îmi scapă cumplit în momentul ăsta. Spirituală. Iertați. Hai să-i zicem spirit. De copil, să zicem că na. Ceva pe acolo. Forever 21. Da. Forever 20, chiar. Fii atent. Mm. Eu mi-amintesc ceva foarte important care a marcat cumva cariera ta. Adică, întrebarea pe care ai pus-o lui Michael Jackson. Ce o mai amintești? N-a fost o întrebare, pur și simplu i-am spus hello Michael, asta se întâmpla în 1996. Păi tu la care? Wow. Al doilea, la primul, eram în Spania, iubitul meu. Ascultam la radio tot concertul din România, eu fiind în Almeria, ca să fie tot o rimă acolo, știi? Cu regret, știi? Nu-mi imaginam că la o distanță de câțiva ani eu voi fi cel care la un moment dat o să-i pun un microfon sub gură megastarului, fără a fi pregătit. A fost prima și ultima dată, probabil, în cariera lui de megastar, Dumnezeu să-l odihnească acolo sus unde e, când cineva i-a pus sub guriță, în dreptul gurii, un microfon fără să-l pregătească, fără nimic. El nu făcea lucrul ăsta, nu exista. Și asta mi-a spus-o Marcel Avram, tour managerul lui, cel puțin pe Europa, cel care l-a adus în România. Bă, Zara, zice, ești unic în istoria ăstuia. Nimeni până în momentul de față, nici după, nu s-a mai întâmplat ca megastarul să îi se pună un microfon și el să zică ceva. Și eu i-am zis atât, hello, Michael, și? Say something! Say something! Wow! Zic. Dacă... Păi și ce a zis? Aia s-a întâmplat, atât i-am spus say something please. Așa? Pentru că la mine urla atât Marcel Avram, Paul Opriș, cât și domnul Adrian Năstase, atunci prim-ministru, și urlau Zara, bagă-i microfonul sub gură, să zică ceva, zi ceva, bagă-i Zara microfonul. Noi în live eram pe Tele7 ABC și asta făceam, efectiv eram cu Maria Luiza, o fostă colegă de acolo, aia a fugit, efectiv, aia a fugit. De emoții. De emoții, când l-a văzut pe megastar că urca treptele spre noi, aia atâta mi-a zis, bă, eu te las aici, vezi ce faci, cum te speli pe cap cu ăsta, că eu nu vreau. Jup, și a plecat. Bă, Zara în live, direct, singur, eram... Ce tare! Și megastarul venea zâmbind către mine, du-te, că nu pot să spun. Da, da, da. Bine lângă mine, hello, el foarte drăguț, și ea urlau, Zara, bagă-i microfonul sub gură, direct. I-am zis, say something, please. Bum, și atât. Și după care am rămas uitându-mă la el și contemplându-l, că n-aveai cum să nu te uiți belit la el odată în viață. Dar ce a zis? Măi, nu mai țin minte. De ce spun că nu mai țin minte? Pentru a salutat, a zis. El a zis, hello, fans, hello, Romania, nu știu ce-o fie. Degeaba mă întreb, nu știu. Deci momentul ăla pentru mine a fost blank. Ce țin în schimb minte? Perfect. Dar perfect. Era că mă uitam la fața lui. El fiind aici, lângă mine. Și mă uitam, el vorbea, eu mă uitam la el, efectiv. Și în capul meu era un singur film. Bă, dacă eu îi fac ăsta așa cu degetul în obraz, și eu vedeam, aveam filmul, îi se crapă obrazul ca de ceară, deci era exact impresia de ceară pe fața lui. Ceară. Fond de ten, make-up, nu știu ce avea pe el. Dar fața lui era ceară. Și eu doar atât aveam în cap, filmul ăsta l-am avut. Eu de-aia nu-ți spun... Voiai să-l atingi. Nu, n-am îndrăznit. Păi nu, n-ai îndrăznit, dar mintea ta s-a produs chestia. Dar eu doar îmi imaginam, eu dacă bag ăstuia degetul așa, îl ating de obraz, să sparge și mi-e se degetul pe partea altă. Eu am avut chestia asta mult în cap. Cât a vorbit el, cât a zis, nu știu ce a zis, nu mă întreba.
Există, dar, mă rog, sunt oameni care încă tot caută acele casete de la Palatul Parlamentului, cu vizita lui de la Palatul Parlamentului. La un moment dat, nu se știe cine a ciordit acele casete, după ce n-a mai fost Paul Opriș, a decedat Paul, a murit Paul Opriș, a preluat Florin Călinescu postul la un moment dat și nu se știe când au ajuns casetele prin Giuleș pe la teatru, au dispărut sau nu știe nimeni pe unde sunt acele casete cu vizita lui Michael de la Palatul Parlamentului. Acea transmisiune live a Tele7-ului... Dar acum să revenim la România, că am și curiozități. Hai, de pe... De pe aici, de pe la noi. Că și eu. Există în România vreo celebritate căreia i-ai lua interviu și nu i-l-ai luat până acum? Nu. N-ai pe nimeni pe care să-ți dorești să mai iei un interviu? Păi a trebuit, am luat deja. Deci nu s-a mai inventat o vedetă cu care n-ai interacționat. Din păcate nu. Sunt vedete... La internaționale? Internaționale, am și acolo listă lungă, dar... Care ar fi prima care îți vine? Nu, momentul de față. Da, momentul de față, cu care ți-ai dori să iei un interviu. Dacă lumea, ca la care. Shakira. Nu. Piqué. Ah, Piqué? Ia uitați. Serios? Tot în zona. Mai bă, decât Shakira. Pe Shakira am avut ocazia să o cunosc. Da. Am văzut-o live la una dintre edițiile MTV Europe Music Awards la care am participat cu echipa MTV România, bineînțeles. Diana Munteanu, etc. Drăguț, bun. Am avut parte de multe vedete noi în acea perioadă, inclusiv de Madone la picioare și astea. Mircea. Cum, ce Madone la picioare? Era să-i rup piciorul Madonei la Lisabona. Nu cred. M-am împiedicat de piciorul, efectiv. Femeia pe jos într-un colț, am povestit și într-un podcast. La Lisabona eram, ea pe jos, efectiv, stând Madonna, cu telefonul, femeia stătea și aștepta, nu știu, să intre, să facă o repetiție, că erau momentele... Seara se întâmpla tot eveniment. Și eu, în disperarea mea, alergam pe culoare, trebuia să mă văd, nu știu, după Diana alergam, după Giovanni al nostru, nu mai știu. Am și la un moment dat simt că îi dau cuiva un picior, un picior întins pe culoare. Deci, cum stai jos, cu un genunchi strâns și cu un picior întins. Și la un moment dat simt că am luat un picior în picioare, știi? Puff! Și când mă uit, mamă, deci în secunda doi mi s-au muiat genunchii, direct în genunchi am căzut în fața ei. Zic, wow. Și ea ce reacție a avut? It's ok, no problem, go, if you go, no problem. My God, deci eu eram ca proasta, știi cum spune, la poarta nouă. Da. Începusem cu mătănii. Uite, iartă-mă, la finirea emisiunii de astăzi vreau să-ți fac a două sticlă de vin. Cine știe ce invitat ai pe la tine pe acasă? Hai, mai zi cu întrebări repede. Și Domeniile Davidescu, îți poți fi alături într-o seară romantică, cine știe, în care îți aduce aminte poate chiar de noi doi. Mai vreo întrebare? Normal, mergem la Cristi și o bem acolo. De la Cristi, pe calea Victoriei. Mircea, te rog. Există vreo știre pe care ai vrea să o ștergi despre tine? Despre mine? Da. O știre despre tine pe care ai vrea să o ștergi. Nu regret nimic din ce am făcut. Doamne, tu ești chiar... Dar n-am de ce să regret. Octav, e adevărat? Minte. De ce să nu? Ce? Cum? Ce mint? N-am ce, nu. N-am nimic. Mai trebuie să fie ceva ce te-a deranjat în viață. Nu știu, că eu... Că n-a, trăim în România. Fecioară fiind... Așa. De zodie. Și cu ascendent în fecioară, adică am rămas acolo. Noi, în general, suntem extrem de... Corect? Socotiți. Nu știu cât de corecți putem fi sau nu. Poate nu suntem. Asta... Socotiți? Da. Socotiți... Că, în sensul atenți la tot ceea ce facem, chipzuiți, atenți, calculați, mai corect fie spus, în tot ceea ce facem. Și încercăm orice pas pe care îl fac, ideal ar fi să nu gândești prea mult câteodată, știi? Doar că fecioarele de felul așa sunt foarte chipzuite, foarte calculate, foarte atente. Serios? La detalii. Sunt curioasă dacă la următoarea întrebare ești chipzuit la răspuns sau nu. Ia, zi. Sunt persoane din media pe care nu le suporți? Da, sunt. Finally, somebody. Adevărat, ia, hai, zine. Să iasă și o codiță de aici. Dă-ne ceva. Vreți un nume? Dacă poți, se poate chiar mai multe? N-aș putea. Măcar niște litere, dă-ne. De ce? Niște litere de început, niște nume și prenume cu litere. Un el, o ia, o...
sunt genul de personaje care vin, se umflă în pene inutil. Nu vreau să dau nume, asta zic. Da, nu da. E frumos. Hai bine, descriem că eu mă prind. Plus oameni extrem de... Îngânfați. Îngânfați odată, dar nu neapărat îngânfați, cât pe moment apar, sunt efemeri mâncați așa ochii tăi. Dacă nu știi să reziști în industria asta showbiz-ului, televiziunii, etc., ești efemeri. Și ei sunt mulți efemeri. Putem face o civilizație de efemeri. Care au momentul lor, momentul lor care de glorie, patează. Care au buvnit, au pognit și în secunda a doi... Da. Ăștia îi urăsc. Cine a fost ăla, când, unde, când. Da, exact. Da, n-ai niciunul sau nici nu-ți mai aduce aminte de noi? Da, sunt atâția încât nu pot... Eu știu, dar... deci el are, dar dacă dă nume, e ca și când ar da valoare. Atunci, asta spun. Plus alții de genul soliști din trupe care... Mă rog, eu anumită trupă care e foarte înverșunat el în tot ceea ce înseamnă toată această minoritate LGBTQ din România și nu doar la nivel. E el foarte... Înverșunat, da, și rău pe ideea asta foarte tare. Nu suport genul ăsta de oameni. Lasă-i mă mâncația și e loc sub soare pentru toată lumea. Exact, n-ai voie să judeci pe nimeni. N-am de ce să fiu judecat de tine, tu, ăla, care... Poate nici dacă e să te căutăm, să vezi ce-ți găsim în cârcă, că exact. Are săracul în cârcă, printre altele. Mulți sunt, dar nu sunt genul care să dau nume. Nu-mi place. Păi el, că se leagă cu ceva. Aia, cu întrebarea aia ta. Păi care? Dacă tu zici că știi lucruri despre lumea, adică tu știi lucruri despre lumea din media așa, pe care ai putea să le spui? Păi nu, se leagă, fii atent, acum se leagă cu întrebarea mea. Zi-o tu. Fii atent. Ia. Te-ai bârfit vreodată prietenii? S-a întâmplat, da. Da. Și care a fost ultima bârfă, ultima dată? O prostie, îți dai seama. O tâmpenie, da, ca între, subiectul ca între noi fetele, știi cum ar fi vorba. Ca între noi aici, ca între noi fetele. Bârfe, îți mai amintești? Nu cred că poate fi spus la televizor. Mă, ceva de sex. Ceva. Era în sigur. Voala de vezi, da. De da, deci de adică, sex. Îți dai seama, atât fetele cât și băieții bârfesc fantastic de tare. Eu cred că mai mult. Și mai mult bărbații, dacă e să mă întreb cu adevărat, chiar de adevărat. Bărbații bârfesc foarte mult. Da. Și foarte interesant câteodată bărbații când e... Da? Să-i asculți cum bârfesc. Da. Și deci... au talentul de a spune de fiecare dată altă poveste. Da. Uită ce au spus acum. Și uită că dacă întrebi prima poveste, se încurcă în a doua. Stai și că mă încurc eu, fire. Eu nu deci eu trăiesc deja, eu am un deja vu. De cine ai... Păi când spune ea, păi tot așa, că spui o poveste, după care îți dai seama că nu e aceeași poveste când o spui din nou. Da. Deci te regăsești cumva. Da. Am înțeles. Bun. Vreau să știu dacă sunt secrete din showbiz pe care nu le-ai dezvăluit niciodată. Da. Da. Chiar uite, și asta vreau să măcar chiar și despre cine? Tine. Despre aolea. Mine? Nu pot să-ți spun. Ia uite, iar, dar măcar așa un indiciu. Nu pot. Dar cum? Nu știu cum să zic, că eu aș vrea... Măi, uite-te la mine. Look at me. Zi. Să tac din gură, da? Da, nu spune niciun secret despre ea. Deci nu spune. Nu spun despre. Da. Nu știu dacă e neapărat un secret, că ce? Lumea știe. Care? Ăștia din noi din interior. Așa. Adică da. Că ce? Se știe, adică nu e de neapărat despre mine, e despre cineva care a fost la un moment dat în viața mea. Zici de botezatul? Nu? Asta e partea a doua. Și de ăla. Ah. Mamă, deci eu cred că el are dosărele. Eu acum asta, mă, tu ai dosărele. Dosare nesfârșite, ești nebun. Deci eu cred că are o bibliotecă în care are dosarul. Dar cum să spun, și nu afară trebuie de, să le de cauți mine? În afară nu, de mine? Nu. Despre oricine ai câte o știre în viața asta. Adică ai aflat lucruri. Le știi, le afli. Și ideal ar fi să nu le duci mai departe. Da. Ideal e le ții, le știi, le magazinezi acolo. Punct, da. Nici măcar persoanei respective nu trebuie să-i spui... Și nu e ok să-i spui? Adică păi nu e bă, că... Uite, am aflat despre tine. Dar ce să zic? Da, bă, Bianco, am aflat de tine că stai sau nu știu ce faci. Nu, bă, pușa mea, e treaba femeii. Cum am spus-o, e treaba ei.
Dar dacă s-ar întâmpla, nu știu... Ce fac ce ea cu iubitul ei, ce a făcut ea cu iubiții ei, nu, dar dacă sunt niște, probabil că tu știi că sunt niște dușmani de ei, care, pe care ai auzit că au spus niște și lucruri și de... tu să o anunți ca să o previzi, spui, fiind, bă, uite ce am auzit, că să știi că... Dar nici în chestii de genul ăsta nu e bine să te baci, nu? Fii atent că se leagă foarte bine de următoarea întrebare, pentru că următoarea întrebare spune așa, dacă ai spune tot ce știi, ai pune în dificultate multe persoane? Da. Da, nu foarte multe persoane. Da, ia uitați. Așa lucruri importante. Păi auzi, în primul rând și solistul ăla despre care zicea că el știe niște lucruri și că e rău. El știe, nu, de pe acel solist. Tu știi niște lucruri din... Nu știu, doar eu știe toată lumea, că sunt povești legate de încălcarea unor povești legale, adică de... Am înțeles. Nu zic mai mult ca să nu se înțeleagă chiar despre cine e vorba. Da. De asta spun, adică nu că știu eu și aia era, bă, ăla era secretul suprem pe care eu îl dețineam vis-a-vis de acea persoană. Nu. Deci secretele lor sunt în siguranță cu tine. Cu mine, da. Amin. Da. Ești liniștită, cum mă răsup. A, nu, că eu nu am secrete, frate. Da. Eu chiar nu am. La mine... Oricum, cred. Are ea mici secrete, dar nu poate să ți le spună nici ea pe toate. Nu, adică. Cred că la cum are ea viața, cred că știe toată lumea, cred că mai mult decât știu despre ei. Nu, chiar, nu știe toată lumea Mircea, chiar ceea ce face ea. Minți des? Când e nevoie, da. Da. Și ne spui și în ce? În privința la ce minți cel mai mult? Hai zi. Se întâmplă, sunt situații despre în care... Despre ce minți tu cel mai des? Ia zi-mi tu mie. Despre cine mint eu? Nu, ce? Despre ce? În ce condiții minți tu cel mai des? Că eu știu, în general, că eu o fac și eu treaba asta. Ia de vârstă? Nu. Dar despre ce? Bă, cu întârziatul, zic că nu minți. Ah, da. Mă, să mor. Am avut o problemă, mă scuzați, nu știu ce. Dar eu ușor puturos, leneș din punctul ăsta de vedere, mă rog, până e să mă pornesc să ies din casă. Acolo e problema mea. Și bineînțeles că inventez mici... Când pierd niște ore din ce am eu? Înțeles eu? Până ies să mă pornoiesc. Să mă pornoiesc? Mă, până care putem cu... și pornoi dacă vrem. Da, până mai este să mă pornoiesc. Doar Doamne, că... Ideea e că mă pornesc. Da. Mă pornoiesc. Mă pornesc greu de acasă. Greuț chiar. Da. Și atunci câteodată sunt nevoit să mint, să inventez un subiect trafic. Sau un... Da, traficul gen... e săracul trafic. Ăla deci e cel mai că... la îndemână, ideea despre... Păi da, asta ești prieten cu Octav. Da. Că... Voilà, la el tot timpul e traficul, el se machiază tot timpul. Mă, la mine dispar 3 ore din viața. Da, mi-a cu ran să machiază. Nu dracu, cu ran ne-ai ajuns să machiază. Uuuu! Te-ai inventat și pastea, ce vrei să zici? Uuuu! Ești de ăla! Bă, când dispar 3 ore din viața. Te machiază, ești de ăla! Te-ai trezit la 8 și vezi că e 11 și dar unde s-a întâmplat? Am ce înțeles. E? Știi cum plecă? Da. Te sună șefa. Că mă, tu ești încă în casă. Tu în principiu îi spui, ești pe drum. Și tu îi spui, te șechire de rim. Eu sunt chiar pe drum, dar tu încă pui pe tine hainele, adică nu ești, știi, asta e grav. Gata, atenție că spui adevărul și nu e în favoarea nu ta. Nu e în favoarea mea, știu. Păi nu e. Cum adică el nu trebuie să spună adevărul, numai noi trebuie să spunem nu, adevărul? Nu, începe să mă enerveze când spun adevărul, pentru că eu mă simt păcălită de multe ori, că tot timpul ajung înaintea lui. Ține și tu un adevăr. Eu? Da. Pot să fiu gata și în 20 de minute dacă vreau, machiată și îmbrăcată și cățată și coafată și tot. Cu tot machiajul? Da. Bă, mi-a mai zis și mie asta, nu cred. M-a bulversat. Deci când o vezi cât de perfectă e, nu cred că în 20 de minute poți să obții perfecțiune. Ba da. Bă, da. E, nu sunt chiar așa perfectă. Nu Lumina face tot. E vorba aia, nu sunt perfectă, nici nu pot, nici nu vreau. Știi, era Lumina un... face tot. Lumina face tot. Lumina. Bun, mergem la vreau să știu dacă ai suferit vreodată în viața ta din dragoste. Da, ce ești nebună cu asta. Aș minti. De mai multe ori sau? O dată și bine. Nu. De vreo... 3 ori, să zic așa. Dar ultima oară când a fost? De mult. Ai devenit mai tolerant odată cu vârsta? 7 ani, cam așa. Să mă râde 7-8 ani mai ești pe dragoste? Ba, sunt pe dragoste, dar n-am mai suferit din dragoste. E bine cum e acum. Te-ai tăbăcit cum ar veni, adică, bă... Era vedetă sau era o persoană? Nu, genul normal. Care să caut, am interațional... Nu e așa cum trebuie să o spun. Nu caut să mă mixez cu vedete, da? Ca să ne înțelegem, ca să nu mai dau cu termeni foarte elevați și să nu ne ai fost vreodată înșelat? Probabil, dar am preferat să nu știu. E mai bine să nu știi decât să sapi și să afli. Dar tu ai înșelat vreodată? Da, în fecioară fiind. Deci n-am nimic până acum. Hai că suntem mai în fir așa când vine vorba despre sex, fecioarele aici au o problemă. Zice adevărul, nu? Da, nu minte deloc. Păi și unde spuneai că te-ai dus sau cum mascai toată situația? Păi, aici e
Farmecul. Farmecul, să știi să... Aici arta. Arta, să știi să învălui și să îmbraci povestea cât să fie pe cât posibil credibilă. Dar regreți că ai făcut lucrul ăsta? Nu. Noi nu regretăm, nu. Înseamnă că mi-a plăcut. Și ți-a plăcut? Da. Nu te duce. Adrenalina sau ce? Nu e adrenalina. Așa se întâmplă lucrurile. La noi cel puțin. Dar și la voi e la fel. Adică vezi, ochii cer, ochii văd, inima cere, zici, dă, o... Of, of, câtă... Descalec, bip, încalec și m-am dus pe treaba acasă. Hai să ne înțelegem. La sufletul tău de om tânăr și energic, crezi că ai mai putea să te îndrăgostești nebunește? Da, sunt îndrăgostit și acum. Așa, nebunește? Oh, nu. Nu nebunește. Îndrăgostit nu nebunește. Nu poți să compari dragostea de la 15-20 de ani cu dragostea trecută deja de o vârstă, dacă treci de 35-40 de ani, altfel iubești. Dacă. Altfel vezi omul de lângă tine, altfel te implici, altfel te apropii de el, altfel îl cuprinzi, îl iei în brațe gândind, etc. Ai povești. Iubirea deja de la 40 de ani în sus e altfel. Dar la fel de pătimașă poate fi. Ca și la 20 de ani. Da, ești îndrăgostit de mult așa, în stilul ăsta? Acum ești într-o stare de îndrăgosteală? Da, de vreo 5 ani. Nu e treaba mea, dar ne zici de cine? De vreo 5 ani, nu, n-am. A, păi știam e, că... Cineva cunoaștem? Adică ai cunoscut? Tu știi, cunoști persoana. Aha. Asta că afli eu de la... Nu pot să zic că am învățat de la el secretele, mor aici, deci nu există, nu, nu. Dar avem ce face. Ai fost vreodată prins făcând sex? Nu. Ce, nu ce regreți? De prost. Nu, 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 nu. Dar nu așa trebuie, răspuns, trebuie să fii atât de prost. Păi nu, trebuie să fii foarte prost. Bă, să fii prins făcând sex. Adică cât de prost să fii. Adică unde? Păi de genul, nu știu, în adolescență. Mă, de miliție, de ceva, că era pe stradă. N-am chestia asta cu sex în locuri publice. N-am fost fan niciodată, nu. Niciodată n-am fost fan să practic... orgii în natură. Bine, și dacă suntem în zona asta erotică? Ia spune. Vreau să știu dacă ai avut vreun vis erotic cu vreo persoană publică. Nu pot să știu asta pentru că... Nu ți-am amintești visele? Niciodată. Nu știu ce visez. Dacă visez. Jur. Jur, nu știu. Adevărat? Ia uite. Știu, în schimb, că e o prietenă și o știți pe Diana Munteanu, îmi povestea cu... Hai să dăm noroc pentru sinceritatea ta, că până acum a fost debordantă. Mulțumim, domeniile Davidescu. Și acum... Bine, venit în zilele astea. Din punctul ăsta de vedere, mi-aduc aminte de Diana Munteanu, de pildă, care îmi povestea la un moment dat că a avut un vis cu mine erotic și că eu eram tatăl copiilor ei. Zic, hai, Diana, ai nebunit cu capul mare. I-am spunându-mi mie mami, da? Eu eram, de fapt, mama ei. Așa mă știe și Enrique Iglesias, și Vin Diesel, și Justin Timberlake, adică sunt oameni pe care îi știți, ați auzit de ei, da? Pe care ei, de fapt, știau de mine, de la Diana, că sunt mama ei, ca să ne înțelegem. Wow! Ce tare! Dar ea a avut cu tine un vis erotic. Dar ea a avut cu mine un vis erotic. Bă, dar cu mine dorindu-și... nu poți să-i spui, stai, bă, cu mine măcar? Tu te și vorbește cu ea, ce zic? Te rog, eu fă-i un anunț. Nu e departe, e pe aici, că și zic. Antena bă, uite, e pe aici. Uite-te la ăsta, un metru șocolată, mă, bine. Tu e singurul care poți avea vis erotice cu tine. El cu Ilona, cred că ar vrea să aibă vise. Tu cu tine, doar tu cu tine. Tu cu Ilona, cred că vrei ceva. Da? Bă, n-aș fi sigur. Ilona, mega fată, ce ești nebun. Ilona este absolut... E fabuloasă, mă, n-ai. Fabuloasă e Ilona, o iubesc pur și simplu. Există vreo persoană celebră cu care ți-ai dori o aventură? Din lumea asta sau din România? Din univers de pe mapamond, din România, din lumea asta. Cu Keanu. Mamă, deci da, ai gustul. Deci ai răspuns că da, ai vrea. Da, că da. Ai vrea cu Keanu. Da. Și din România există cineva? Și dacă ar fi, n-ai zice. Victor Slav, e ok. De el, deci cum încă o dată? Nu, glumesc, deci, glumesc. Da, cred că e ok. Deci dacă ar fi din România să ai o aventură cu cineva, cu cine ți-ai dori? Cu? Cu? Victor, ai zis? Am zis așa, că era bă, Bianca de față, zic, cu Victor Slav. Nu, la mișto, deci nu, nu, nu. Victoraj, nu. Am înțeles. Nicio problemă. Dar lui Kenu, dacă te-ai întâlnit cu el, ai spune? Da, și Teo Trandafiri ar spune, dacă mă întreb, că și aia e nebunită după el. Îl divinizează pe Keanu. Ce drăguț! Asta e o chestie pe care am cu Teo în comun, printre multe altele. Asta e una care
O avem așa împreună. Dragul meu, acestea fiind spuse, îți mulțumim pentru nu cred că ai terminat ta de emisiune ai și zis, te mai așteptăm altă dată. Ai zis că ai filmare, da, ai zis că da, te grăbești, că ai filmare. O să rup asta de la mână? La rupele. Mulțumim. M-am electrocutat. Ușor, ușor. Acestea fiind spuse, Mircea, îți mulțumesc pentru prezența ta minunată în emisiune. O bravo, îți mulțumesc că n-ai întârziat nici azi. Mulțumim n-am și domeniile Davidescu. Nici n-am avut ocazia să te mint, știi că am întârziat dintr-un anumit motiv, nu? Da, Davidescu, exact. Zic, dar nu-i Monica Davidescu. Nu e, sunt domeniile Davidescu. Mișani, și dragii mei, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi într-o zi atât de frumoasă ca și astăzi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Mua!